chiar în prima repriză, pe final, în locul lui Latovlevici, jucător de 35 de ani. Oh, și aici vine golul egalizator. Este 1-1. Argeșenii reușesc să marcheze. Bucurie și pe margine. Îl văd acolo pe Ișvan ducându-se direct la prepeliță. Alessandru Ișvan egalează în minutul 64. Aruncare lungă. Mingea primisă de Fatai și apoi șutul acesta care se crede și un pic deviat. Poate din spatele porții să ne dăm seama sau de aici. Foarte greu de spus. Cert este că Dinu Moldovan reușește cumva să atingă. Dar nu cred că mai atinge pe nimeni.